Mulți consideră rechinii a fi nu doar niște prădători, ci o mafie subacvatică în tot sensul cuvântului. De fapt, nu e chiar așa. Se dovedește că chiar și rechinul alb, înfiorător, are de ce să se teamă. Și acuși vă veți convinge și singuri. În acest episod veți afla despre inamicii principali ai rechinului. Haideți să vedem, așa că puneți un like și să începem! Judecând după filmele despre ei, după povestirile oamenilor și diferite cărți, rechinii sunt niște prădători invincibili, pe care aproape că nimeni nu-i poate învinge. Însă, istoria ne demonstrează contrariul. Există destul de mulți locuitori subacvatici care sunt gata să se lupte cu rechinul și mai și pretinde că va fi câștigător. Unul dintre pretendenții principali este delfinul. Dar înainte, ca să începem să vorbim despre delfini, important este să menționăm că rechinii nu doar că se tem să se întâlnească cu ei, ci nici nu vor să intre pe teritoriul lor, de exemplu în Marea Neagră. În aceste ape există atât de mult hidrogen sulfurat încât deja la adâncimea de 150 de metri, creaturile vii aproape că lipsesc. Rechinii nu vor avea cu ce să se hrănească acolo, înseamnă că riscă să moară sau minim să fie epuizați de la foame. Să ne întoarcem la delfini. Sunt acele creaturi care în lupta cu rechinul vor conta exclusiv pe lucrul în echipă și inteligența dezvoltată. Rechinii știu că e mai bine să nu atace aceste mamifere. Există și cazuri când totuși cedează în fața ispitei și apoi le pare rău. Au fost situații când rechinii protejau de atacurile prădătorilor nu doar rude sau pe sine înșiși, ci și oameni. Așa caz a avut loc vara în anul 2007. Da, pe coastele Californiei, Todd Adris, în vârstă de 24 de ani, a decis să facă surf în compania prietenelor. Băiatul mânuia la perfecțiune placa de surf și nu-și făcea griji de locuitorii marini sau de alte probleme care puteau să apară în acea zi. Și în zadar! Distras de delfinii care au venit să urmărească oamenii, el a simțit cum e împins puternic de sub apă, care l-a aruncat în aer și l-a dezorientat. Neînțelegând ce se întâmplă, Todd aproape că s-a trezit în fălcile rechinului. El l-a prins împreună cu placa și l-a tras la fund. Țipând după ajutor, el bătea prădătorul cu pumnii și încerca să iasă din strântoare. Uimitor, dar a reușit. Rechinul l-a lăsat pe surfer și a dispărut. Ce s-a întâmplat? De ce prădătorul care avea victime deja în colți s-a retras brusc? După cum i-au povestit băiatului, prietenii care urmăreau totul de la mal, în momentul în care rechinul l-a tras la fund, din urma lui s-a repezit un grup de delfini și deși Todd sângera și asta provoca rechinul la un nou atac, salvatorii nu i-au permis să se apropie de băiatul rănit. Prietenii l-au scos rapid la mal și l-au dus la cel mai apropiat spital, unde i s-a acordat primul ajutor. Interesant, delfinii simțeau apropierea prădătorului și erau gata să se apere sau totul s-a întâmplat spontan? Voi cum credeți? Scrieți-ne părerea în comentarii. Balenele ucigașe sunt alți locuitori acvatici de pe lista celor care sunt gata să riposteze în fața principalii amenințări a oceanelor și a mărilor. Ca să putem să le comparăm într-un mod adecvat cu rechinii, haideți să ne amintim despre dimensiunile celor doi adversari. Ca de exemplu, îl vom lua pe marele rechin alb, cel mai celebru. Forma ideală a corpului adaptat la viața în apă. Îl ajută să dezvolte o viteză mare în timpul mișcării. Gura mare cu colți ca lama provoacă răni fatale victimei, mușcând cartilaje și oase. Lungimea lui este de vreo 4-5 metri și cântărește undeva 700 de kilograme. Uneori depășește și de o tonă, dar dimensiunile uimitoare nu sunt mereu suficiente. Și rechinul înțelege asta perfect. De aia, de-a lungul evoluției și-a perfecționat fălcile. Le-a dezvoltat atât de bine că acum un individ de 6 metri poate mușca cu o forță de 18.000 de newtoni. Ca să comparați, puterea mușcăturii leului, pe care mulți o consideră etalonul vânătorii, este de aproximativ 4.000 de newtoni. Desigur că prădătorul cu dimensiuni incredibile, mușcătură puternică și manevrabilitate de invidiat, trebuie să fie de neînvins în lumea subacvatică. Dar balenele ucigașe ar putea să ne uimească. Prin ce? Haideți să ne lămurim!
Merită să începem prin faptul că balenele ucigașe sunt cei mai mari delfini carnivori, care pot diferenția prin culoarea lor alb-negru. Dimensiunile, unul dintre fundamentele de bază a unui prădător de succes. La acest capitol, balenele ucigașe n-au probleme. Sunt mai mari decât rechinii. Pot avea lungimea de 10 metri și greutatea de aproximativ 8 tone. Uimitor e că balenele se diferențiază printre reprezentanții speciei. Există rezidente și de tranzit. Primele preferă să se țină în familie și duc un mod de viață sedentar. Vânătoarea lor are loc organizat și colectiv. Acest tip de balenă poate ataca un rechin în caz că grupul lor este sub amenințare reală, dacă au pui sau indivizi slabi care pot deveni pradă ușoară pentru rechin. Al doilea tip e mai agresiv și carnivor. Prăzile lor deseori devin mamifere acvatice și rechini. Când prădătorii alb-negru atacă un rechin, îl înconjoară din toate părțile și nu-i permit să scape. Pe rând îl lovesc puternic cu coada. Așa atac devine pentru rechinul dezorientat și imobilizat fatal. Aproape niciodată nu poate să supraviețuiască acestor răni. Dar asta nu e singura metodă în lupta cu ei. Balenele de asemenea pot să lovească prădătorul în branchii sau pe lateral. Nu degeaba acești ucigași alb-negru sunt faimoși pentru inteligența lor uimitoare. Oamenii de știință au și demonstrat că balenele ucigașe transmit abilitățile de vânătoare prin moștenire. Ele învață urmașii trucuri ale strămoșilor lor. Astfel, aceștia vânează cu mult mai mult succes din tinerețe. Rechinul trabuc. După cum înțelegeți, dimensiunile nu joacă tocmai rolul principal în victorie. În lume există multe exemple de genul, iar rechinul trabuc este unul dintre ele. Chiar și marele rechin alb are cum să se teamă de acest micuț. El mănâncă chiar și cetacee. Lungimea rechinului trabuc nu depășește un metru, dar de el se tem mulți prădători ai oceanului. Paradoxul acestui pește este adâncimea mare, în care undeva la miezul nopții pleacă de acasă și merge la vânătoare. Conform tuturor filmelor horror, coșmarul devine o creatură destul de obișnuită, care nu iese în evidență. Rechinul trabuc are un corp foarte slab, care nici măcar nu poate să dezvolte o viteză suficientă. La fel, dimensiuni modeste și grăsime. Se pare că această creatură nu va putea ajunge de la adâncime la suprafață. Dar așa se gândesc toți până în momentul în care rechinul nu-și va deschide gura. Nu trebuie să fii un biolog cu experiență ca să-ți dai seama că se hrănește cu carne. Mai mult decât atât, de la el suferă aproape tot oceanul. Peștii mici au noroc. Acest rechin îi înghite dintr-o singură dată, dar iată că animalele mai mari n-au fost prea norocoase. Desigur că nu poate să ucidă uriașii oceanului, dar nici n-are nevoie. De ce să își murdărească mâinile sau, în acest caz, înotătoarele? Pentru atac, rechinul trabuc se apucă bine cu colții de pradă. Colții sunt mici, dar îl țin de corpul victimei ca niște cârlige. Deschizând gura mai tare, face o mușcătură cu colții de jos, tăind o bucată de carne de la ființa vie. După ce își ia bucățica, pleacă și lasă pe corpul victimei o gaură serioasă cu diametrul și adâncimea de 5-10 cm. Acum imaginați-vă că un rechin alb a fost atacat nu doar de un singur trabuc, ci de un grup întreg. În așa caz, posibilitatea de a fi devorat de viu crește. Și ce veți spune acum? Cu cine le este mai ușor să se întâlnească rechinelor? Cu balenele ucigașe periculoase, cu delfinii prietenoși sau cu rudele lor veșnic înfometate? Sau poate cu un calmar uriaș? Cel puțin după așa întâlnire, iată, acest rechin a rămas în viață. Dar pe corpul lui au rămas pentru totdeauna urmele atacului. Măcar n-a dus la moarte. Până nu demult, oamenii credeau că calmarul pe nume Architeutis nu este nimic decât o invenție a marinarelor. Dar toate aceste îndoieli s-au evaporat într-un moment, când în anul 1861 marinarii unei nave franceze au găsit o parte din creatura moartă. A fost rapid adusă pe uscat la oamenii de știință. Ei au confirmat unanim că calmarul monstru există. Până la începutul secolului 21, nimeni nu putea prinde un Architeutis viu. Din această cauză, înțelegerea pericolului și a locului de locuit nu era posibilă. Dar în anii 2000, oamenii în sfârșit au pus pe el un senzor pe momeală și au coborât-o la adâncimea de 900 de metri. Anume acolo, camera a capturat peste 400 de cadre cum calmarul anormal de mare încearcă să se elibereze de cârligul în care a nimerit. Toate teoriile despre cât de lent e Architeutis au dispărut. Oamenii de știință au înțeles că e un monstru rapid, agil și puternic.
căruia mai bine să nu-i nimerești în cale. Lungimea maximă oficială a calmarului gigantic este de 16,5 metri, cu greutate de peste 250 de kg. Dieta lui constă în absolut orice fel de pești, inclusiv cei de la adâncime. După capturare, este trimis în ciocul lung, unde este zdrobit de o limbă acoperită cu dinți mici. Se consideră că așa calmar vânează în singurătate și preferă să facă asta în timpul zilei. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă v-a plăcut acest episod. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!